O biserică, monument istoric din județul Neamț, este de aseară doar istorie. Lăcașul de cult vechi de peste 200 de ani a fost distrus în doar câteva ore de un incendiu puternic. Pompierii și oamenii de acolo s-au luptat cot la cot ca să stingă focul, însă n-au reușit să salveze mare lucru. Da, bă, nu este aici unul, fii bun. Și ia să fie... Și unde mai era a doua sobor? Dă-o la chipurtul. Soția de acasă, zic, arde ceva acolo în parte și ea. Și ea auză că arde, zic, și niște. Și ea spune, zic, că arde biserica. Prima dată se vedea fumul ieșind sub acoperiș. Și când au ajuns majoritatea oamenilor aici așa, deci ieșea flăcările pe geam și pe ușă. Alarma s-a dat târziu. Biserica Sfinții Trei Ierarhi ardea mognit pe interior de minute bune până când cineva a observat. Când și-au dat seama ce se întâmplă, localnici au sărit cu cele căzut în mână să stingă flăcările. Un pod ieșea fum. Și na, am alarmat toți ce au fost așa, au venit oameni, până au venit pompierii, am încercat și noi să acordăm primul ajutor. La flacăra am o cuprins totul și nu s-a mai putut face. Nici cele șase autospeciale nu au reușit să salveze lăcașul de cult. Structura de lemn a fost combustibilul perfect, iar flăcările nu au iertat nimic. Și mai scoatem cărțile astea. Nu le aruncăm așa. Nu le scoatem de aici. Astea probabil au fost aici, dar vedeți ce mai este. Și asta din loc și le evacuăm afară. Evanghelie, Sfânt Antimis și atât. Nu, nimic, tot e distrus. Plin de durere, o echipă de preoți specialiști în culte și patrimoniu au intrat printre ruine. Sperau să mai găsească ceva sub maldărele de cenușă. Da, cum era fericat. Nu, de la... O icoană pe sticlă, iarăși, de secolul 18, se poate cerea că iarăși aceea era de valoare. Dar cea mai valoroasă... Aici. Cea mai valoroasă a fost Casa Vedeasma. Da. Casa Vedeasma e de secolul 18, foarte frumoasă și pictura și cultura. Oamenii nu-și explică ce s-a întâmplat. Ultimii care au plecat din biserică după slujba de dimineață au fost preotul paroh și mâna lui dreaptă. La ora 2:30 am plecat de aici. Nu era nimic. Nu era nimic, absolut. Cauza o constituie un coș de fum izolat necurăspunzător. Monumentul istoric Biserica Sfinții Trei Ierarhi a fost ridicat în 1802 și era mândria localnicilor din Poiana Teiului.